Bine ați venit la Copii cu 3i, dragilor! Iată și aplicația Hey Clay, despre care am vorbit în videoclipul precedent, în care am văzut catalogul cu creațiile Hey Clay și două pliculețe. Două pliculețe, roșu și alb și portocaliu. Exact, am avut roșu și portocaliu. Așa. Acum am luat aplicația care apărea pe acel pliculeț. Aveam și un cod QR pe care puteam să-l folosim și ne trimitea direct în aplicație. Am instalat-o, acum îi dăm jucați, iată, și să vedem ce spune. Zice că trebuie să downloadăm niște conținut pentru a merge aplicația. Ok, îi dăm acum. Ia să vedem cât de rapid avem Wi-Fi-ul. 40%. Wow, 40%. Mamă, dacă rapid e așa. Iată, arată un Lidl din... Dăm cu el, nu? Dăm cu el? Haideți să facem un purcel. Minunat! Nu uitați să zâmbiți! Ia! 5 culori de plastilină. Roz, roșu, alb, portocaliu și negru. Hai să-i dăm start, îmi arată aici. Fă-te rog un corp. Ia o bucată de plastilină roz și rostogolește o minge mare. Aha, ăsta este corpul, deci dacă îi dăm mai departe... Apoi, fă o adâncire cu degetul tău. Felicitări! Corpul este gata! Aha. Acum să facem un râd. Ia o bucată de plastilină roz și rostogolește o minge mijlocie. Okay, mijlocie după ce apoi apasă cu degetul și fă două adânciri cu un creion. Felicitări! Râtul este gata! Da, gata, final! Acum să facem ochi. Ia o bucată de plastilină albă și rostogolește două mingi mici. Fă adânciri cu un creion. Aha. Felicitări! Ochii bravo, sunt gata. Acum să facem pupile. Ia o bucată de plastilină neagră și rostogolește două mingi mici. Înțeles. Felicitări! Pupilele sunt gata. Acum să facem o limbă. Ia o bucată și apasă cu degetul tău. Deci apăsăm un cerculeț, o biluță. Apoi, fă o tăietură. Tăietură puțin. Și da. Felicitări! Limba este gata. Am înțeles. Acum să facem urechi. Ia o bucată de plastilină roz și rostogolește două mingi mici. Apoi rostogolește-le cu degetele tale în forme de conuri. Apasă-le cu degetul tău. Cu degetul pe palmă. Rotește-le și îndoaie-le cu degetele tale. Trebuie să spun că majoritatea sunt cu degetele, cu toate că am mai văzut și un creion, dar majoritatea figurinilor sunt... Ai reușit! Urechile sunt gata! Ce porcușor frumos! Acum să facem picioare. Ia o bucată de plastilină roz și rostogolește 4 mingi mijlocii. Pentru care 4 picioare. Apoi rostogolește-le cu degetele tale în formă de cârnați.
În formă de cârnaț de porc. Mamă. Felicitări! Picioarele sunt gata. Acum să facem copite. Mamă, ia o bucată de plastilină portocalie și rostogolește 8 mingi mici. Super. Felicitări! Copitele sunt gata. Wow, măi, acum să facem o coadă. Ia o bucată de plastilină roz și rostogolește o minge. Apoi rostogolește-o cu degetele tale în formă de cârnați. Iar cârnați de porc. Apoi ce facem? Și îndoaie-le cu degetele tale. Felicitări! Coada este gata! Gata, e și porcușorul! Foarte tare! Felicitări! Acum, purcelul este complet! Wow, purcelul e complet! Am făcut o treabă bună! Să ne relaxăm, să mâncăm și apoi să continuăm! Ia uți! Hai să-l urmăm! Și așa ne arată, presupun, la fiecare cap, vacă, cățel, oaie, iau. Bun! Mai e tare aplicația, ia să vedem. Păsări! Tipul care nu l-am văzut aici, nu l-am văzut pe... Hai să vedem și la o pasă. Hai una de simplu, sau de pinguin. Ești pregătit să faci un pinguin? Da, sigur că suntem pregătiți. Prima dată vom face corpul. Rostogolește-o. Într-o... Ura! Corpul este gata. Este timpul să facem ochi. Fă. Ura! Ochii sunt gata. Este timpul să facem o burtică. Ia-o, apoi rostogolește-o cu mâna ta și aplatizează-l cu mâinile tale. Adică să-l turtim. Păi așa este. Ura! Burtica. Este timpul să facem aripi. Apoi, rostogolește-le cu degetele tale și aplatizează-le. Ura! Aripile. Este timpul să facem un cioc. Apoi, rostogolește-o cu degetele tale și presează-l cu degetul tău. Și apasă ciocul cu degetele tale. Aha. Înțeles. Ura! Ciocul este gata. Este timpul să facem picioare. Apoi rostogolește-le cu degetul și aplatizează picioarele. Ura! Picioarele sunt gata. Este timpul să facem pupile. Iau! Ura! Pupilele sunt gata. Bună treabă! Pinguinul. Este super! Hai să facem încă un model. Da, încă un model de pasăre sau de animale. Vedeți, ăsta este mai complicat. Deci, dar cei care sunt mai complicați, ne uităm în detaliu. Foarte tare! Cum asta e aplicația? Hai să vedem și, uite că nu-l găseam pe pufarici aici, să știți, la animale, cum se zice. Cu toate că în cartea aceea este, pufariciul nu este aici. Dar este aici. Vizitează site-ul campanii, intră pe site, așa. Bun. Foarte tare! Hai să facem tot felul de modele și să registrăm. Asta este aplicația Hey Clay. Ne vedem la următorul filmuleț, dragilor! Hai să facem mulții la copii cu 3 i! Pa, pa! Pa, pa!